Un caz special de înmulțire este acela în care unul dintre factori este 10, 100 sau 1000. Spre exemplu, să înmulțim un număr cu 10. 16 ori 10. Este foarte ușor să efectuăm această operație de înmulțire. Va trebui să rescriem factorul diferit de 10, iată cifrele primului factor, și să adăugăm un 0, pentru că 10 are un singur 0. Și obținem produsul 160. Să facem proba acestei înmulțiri prin împărțire. Știm că produsul trebuie să devină de împărțitul, adică 160, și să-l împărțim la unul dintre factori, la 10, trebuind astfel să obținem celălalt factor. Și acesta este un caz special de împărțire de data aceasta, când împărțitorul este 10. În cazul acesta vom elimina de la de împărțit, de la sfârșit, atâtea zerouri câte zerouri are împărțitorul, adică 10. Iată, 10 are un singur 0, vom elimina un singur 0 și vom obține rezultatul 16, care este tocmai primul factor de la mulțirea noastră, ceea ce înseamnă că am calculat corect. Să mulțim acum un număr cu 100, 432 ori 100. Regula este aceeași. Vom scrie încă o dată factorul diferit de 100 și vom adăuga atâtea zerouri câte are factorul nostru respectiv 100. 432, adăugându-i două zerouri, vom obține produsul 43.200. Pentru a ne verifica, să facem proba prin împărțire. 43.200 împărțit la 100. De data aceasta este fenomenul invers înmulțirii, împărțind la 100, va trebui să eliminăm de la de împărțit, de la sfârșit, două zerouri, pentru că numărul 100 are 2 de 0. Și vom obține 432, pentru că i-am eliminat pe cei 2 0. Acum să înmulțim un număr cu 1000. 22 ori 1000. Păstrând regula, vom scrie primul factor, 22, și vom adăuga 3 de 0, pentru că 1000, iată, are 3 de 0, obținând produsul 22.000. Operația de împărțire corespunzătoare, 22.000 împărțit la 1000, se efectuează eliminând din de împărțit, din 22.000, 3 de 0, pentru că 1000 are 3 zerouri. Și vom obține 22, tocmai primul factor de la înmulțirea noastră. Așadar, este foarte ușor să înmulțim cu 10, 100, 1000, adăugând un 0, 2 de 0, respectiv 3 de 0. Iar la împărțire, când împărțitorul este 10, 100 sau 1000, vom elimina de la de împărțit, de la sfârșit, atâtea zerouri câte are de împărțitul. La 10, un 0, la 100, 2 de 0, iar la 1000, 3 de 0.